Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În Obiectiv. Sunt Dan Moșteanu și eu știu, stăteam și mă gândeam așa că un popor înțelept trebuie să aibă la bază, eu știu, o sănătate bună și un învățământ de la bun în sus, hai să spunem, chiar de excepție. Ne-am gândit că în această seară, pentru că tot s-a dat startul campaniei electorale, nu o să abordăm acest subiect, de-abia de mâine seară o să intrăm în ce înseamnă politică. Ne-am gândit că în această seară să vorbim puțin despre învățământ. Învățământul din Gorj, evident. Pentru acest lucru l-am invitat alături de mine pe inspectorul general al Inspectoratului Școlar Gorjan, domnul Ion Ișvan. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitația făcută. Spuneam că sănătatea și învățământul ar fi primele două sau lucrurile esențiale pentru un popor, să spunem, sănătos din toate punctele de vedere. Cum stăm noi la capitolul ăsta? Învățământ. A început școala de câteva zile. Mă rog, s-a discutat foarte mult pe programă, pe cum vor învăța elevii, multe lucruri. Aș vrea să ne spuneți dumneavoastră cum a rămas stabilit. Da, vedeți dumneavoastră, eu din 2012, în momentul în care am ajuns inspector școlar general adjunct și după aceea inspector școlar general, am spus public că eu mi-am propus ca în perioada cât voi fi inspector general să readuc normalitatea în învățământul din județul Gorj și să contribui cât pot de mult ca această normalitate să revină în toate școlile din România. Ce vedem noi sau ce văd eu prin normalitate este faptul că părinții își aduc copiii la școală și în momentul în care intră pe poarta școlii, părinții trebuie să fie convinși că ai lor copii sunt în siguranță și că viața lor nu este pusă niciun moment în pericol. Am reușit în mare măsură cu sprijinul jandarmeriei locale, cu sprijinul poliției județene, cu sprijinul în primul rând al colegilor mei, profesorii din școlile din Gorj, am reușit să dăm încredere părinților. Pentru că, vedeți, evenimente nedorite nu s-au întâmplat în județul nostru și atunci chiar părinții... Chiar mi-aduc aminte, atunci, prin 2012, au fost câteva cazuri înainte, sau chiar în perioada aceea. N-au fost pentru că... Foarte vedeți, multe cazuri erau de copii, eu știu, care s-au lovit de... Nu s-a mai întâmplat în ultimul timp. Nu, pentru că noi ne facem în primul rând orele dascălii, supraveghem copiii și în timpul pauzei, dar este foarte important, pot să vă spun că orele în învățământul din Gorj se fac în proporție de 90%. Practic, dacă la începutul mandatului meu în unitățile de învățământ, în special care organizează învățământ seral sau frecvență redusă, absenteismul era foarte mare atât din partea dascălor cât și din partea, sau mai ales din partea elevilor, în momentul de față am reușit să reglăm aceste lucruri și pot să vă spun că la această oră la care discut cu dumneavoastră aici, pot să vă spun cu certitudine că și la clasele de seral și la clasele de învățământ, frecvențe reduse, se desfășoară aceste ore. Deci, până la urmă, toată lumea, eu sunt convins că a înțeles că fără ordine și fără disciplină nu putem să avem rezultate în învățământul din Gorj și în învățământul românesc. Și atunci, directorii împreună cu colegii noștri care sunt profesori de servici pe școală, cu elevii care ajută la această activitate, au început să-și intre în normal și oamenii înțeleg că... Și-au luat treaba în serios, cum se spune. Foarte fiecare. Serios, pentru că, vedeți, echipele de la inspectoratul școlar, colegii mei, inspectorii școlari, sunt oameni foarte bine pregătiți, oameni serioși și corecți, care merg în teritoriu și discută cu directorii, discută cu cadrele didactice, tocmai pentru a îi determina pe toți să aibă grijă de locul de muncă pe care îl au în momentul de față, să conștientizeze importanța pe care o avem în dezvoltarea României, pentru că, vedeți dumneavoastră, ceea ce se întâmplă în învățământ astăzi, sau cum arată învățământul românesc în momentul de față, cam așa va arăta societatea românească peste 20-25 de ani. Exact, asta voiam să vă întreb. De-a lungul timpului, în sistemul ăsta de învățământ, vorbesc de după 90 încolo, au tot avut loc schimbări. La un moment dat, mi-aduc aminte,
chiar și copiii stăteau și se gândeau, domne, cum o să trec eu din clasa 8 între a 9, cum o să trec de la... Vor mai avea loc schimbări? Da, unde va fi clasa 9, va exact. Fi la gimnaziu, va exact. Fi la liceu, au fost discuții da, cu... În momentul de față, s-au stabilizat toate aceste lucruri sau încă se mai discută asupra acestui lucru? Nu neapărat 8-9, 8, clasa 8-a, 9, a 12-a admitere la facultate. Eu zic că s-au rezolvat aceste probleme pentru că, vedeți dumneavoastră, nu poți să nu ții cont de tradiția pe care are învățământul românesc. Ori noi am fost tot de foarte mulți ani învățământul primar organizat în 4 ani, învățământul gimnazial la fel un ciclu de 4 ani, iar învățământul liceal un ciclu de 4 ani. Practic acum am reușit să aducem copiii puțin mai devreme la școală, în învățământul primar, practic clasa pregătitoare, acea grupă mare. Cum de la clasa pregătitoare? Grădiniță. Așa, după estimările pe care le aveți, este un proiect bun? Da, eu zic că este un câștig, este un câștig, să lucrăm în continuare, pregătim colegii noștri, pot să vă spun că și în vara trecută am pregătit colegii care, învățătorii care lucrează la... și în acest an la clasa pregătitoare, pentru că, vedeți, aici trebuie să îmbinăm jocul cu cartea. Și prin măsurile care au fost luate, chiar dacă s-au grăbit puțin cu introducerea clasei pregătitoare în învățământul primar, practic nu aveam condiții, nu aveam infrastructura pregătită pentru așa ceva, dar prin eforturile pe care le-au făcut atât comunitățile locale, primari în special, cât și directorii de unități de învățământ și învățătorii de la ciclu primar, am reușit ca această trecere să se facă destul de lin, să nu avem probleme deosebite, iar acum vin părinții, majoritatea, vin copii, vin dar li se pare o chestie normală, e o chestie binevenită. Practic am reușit, pentru că era problema cu copilul după ora 12, ce exact. Face între 12 și 16, dar în orașele din județ. Am reușit ca acolo unde părinții au solicitat astfel de lucruri să vină școala în sprijinul lor și să organizeze after school-ul, adică să supraveghem și copiii să-și facă lecțiile pentru ziua următoare împreună cu învățătorii de la clasele terminale, de la clasele a patra. În acest mod și școala respectivă și-au făcut reclamă, este cunoscută, părinții practic știu în anul următor la cine vor ajunge, dacă copiii au frați mai mici, știu la cine vor ajunge copiii în clasa pregătitoare a anului școlar următor. Deci, practic, am reușit să rezolvăm și această problemă. Din ce în ce mai puțin părinții și își fac probleme ce se întâmplă cu copiii după ora 12 la clasa pregătitoare. Eu vă știu așa, un om care a cam bătut județul pe picioare și nu știu dacă, probabil că ați ajuns în fiecare școală, fiecare grădiniță din județ, le cunoașteți bine. Care ar fi problemele cele mai importante pe care vi le ridică profesorii, dirigenții, directorii de școli, de cămine, de grădiniță, de licee? Cele mai importante probleme, spre exemplu, astăzi chiar am filmat un material cu acele manuale școlare. E un exemplu. Pot fi și alte probleme, nu știu. Da, vedeți dumneavoastră, pot să vă spun că sunt 10 ani, dacă nu mă înșală memoria, de când în România nu au mai fost editate manuale noi. Practic, se merge pe reeditarea manualelor, sau mă rog, într-un anumit procent, a manualelor existente în momentul de față. Practic, societatea românească și învățământul românesc nu a rămas la nivelul anului 2001, 2002, 2003. Practic, este într-o continuă mișcare și învățământul și ca atare programa școlară, planurile cadru și, ca urmare, manualele trebuie să țină pasul cu dezvoltarea societății românești. Și atunci, și datorită faptului că s-a introdus, deci clasa pregătitoare a fost introdusă în învățământul primar, se a pus problema adaptării la noile cerințe, noile condiții a programelor pentru clasa pregătitoare, pentru clasa 1 și pentru clasa 2. Practic au fost schimbate planurile cadru,
Ministerul a încercat în această vară, de fapt, au început demersurile cu organizarea licitațiilor pentru manualele la clasa 1 și la clasa 2 încă din noiembrie anul trecut, dar procedura este destul de greoaie și vedeți, contestațiile durează foarte mult în sistemul național de licitații. Dacă a contestat cineva, e clar, se mai întinde toată treaba, mai pierd asta luna a fost de zile liniște. Și, na, a fost să ajungem în situația să începem școala fără manuale la clasa 1 și la clasa 2. Eu sper ca Ministerul să nu renunțe la fără ideea manuale de... Fără manuale deloc sau fără manuale noi? Fără editate, manuale, practic, am apelat la manualele din vechi. Dar eu sper că în momentul în care se vor rezolva... Acum facem o paranteză. Mi-aduc aminte pe timpul lui Ceaușescu că luam cărțile alea vechi, trecute prin nu știu câte generații și te chinuiai să mai găsești câte ceva care să arate bine acolo. Da. Da, asta este. Acum, vedeți, legea e una pentru toți, se aplică la toată lumea. Consiliul Național de Contestații a blocat licitația cu manualele, pentru că, vedeți, cam viața așa, unii nu vor să piardă, au avut monopol asupra manualelor, sunt edituri care în fiecare an tipăreau, deci aveau practic producția asigurată că manualul era bun, mai mult sau mai puțin, era, ținea cont de realitățile zilei de astăzi, nu conta, important e că dânșii își încasau banii pe manualele respective și normal că acum au căutat toate tertipurile posibile ca să împiedice licitația, pentru că poate nu mai câștigau aceleași edituri și atunci de aici această problemă cu manualele. Da, eu sunt convins că cel puțin anul școlar următor va începe așa cum e normal cu manuale am noi. Am și o curiozitate, nu știu dacă e cea mai bună curiozitate, dar mai aduc aminte despre ea. La un moment dat am auzit discutându-se de acele manuale alternative sau tematice alternative. Au fost manuale alternative. Da, mai există așa ceva? De ce e necesar să fie manuale alternative? Sau? Deci s-a mers pe ideea într-o perioadă de timp că nu toți copiii la aceeași vârstă au nivelul de abstractizare identic. Adică în aceeași școală, chiar la clase paralele, exact, sunt copii care preceptează mult mai bine ceea ce li se transmite, sunt copii care au dificultăți și atunci profesorul a avut voie să aleagă manualul în funcție de nivelul de cunoștințe al clasei la care lucrează. Spre exemplu, pe două clase paralele, dacă nivelul era ridicat, putea să aleagă un manual cu mai multă aplicație. Dacă nivelul era nu cel dorit, nu cel așteptat, să aleagă un manual care pune accent pe alte lucruri. Dar cu timpul s-a văzut, cred că este o idee bună, o idee foarte bună, e destul de greu să o pui în practică și încet, încet s-a cam renunțat la această idee. Nu un singur manual, dar fiecare și-a ales manualul până la urmă, pentru că școala nu a putut să cumpere manuale în fiecare an, pentru că avem generații care sunt mai bune de elevi, avem generații care sunt mai puțin bune. Și pot să vă spun că, spre exemplu, generația de anul trecut a fost o generație bună, de acum 2 ani, dacă ne comparăm la generația de anul trecut. Cei care sunt acum în clasa a 12-a, noi am știut din anii anteriori că vom avea probleme și am simulat examenul de bacalaureat, deci organizarea examenului de bac, dacă țineți minte, și la clasa 11-a, da, tocmai din dorința că știam că este o generație care are oarește probleme. Mergem puțin în județ. La un moment dat, la deschiderea anului școlar, s-au împărțit niște chei pentru microbuze. Mai sunt probleme cu transportul elevilor în acest moment în județ sau... Se rezolvă pe măsură ce trece se timp. Se rezolvă primari, domnii primari sunt foarte implicați în aceste activități. Probleme am avut la Săcelu pentru că nu aveau microbuz școlar. Primăria din Săcelu nu avea bani să plătească, dânsii au efectuat transportul copiilor cu o firmă particulară. Și știți, pe sfârșitul anului școlar, cursurilor undeva pe la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, nu vroiau să îi mai transporte pe copii pe datorie. Până la urmă, cu ajutorul domnului prefect,
a fost rezolvat, domnul Alin Văcaru, s-a rezolvat, s-a implicat dânsul personal și a rezolvat problema pe perioadă scurtă. Acum primăria din Săcelul a primit un microbuz și eu sunt convins că în aceste zile ar trebui să meargă acest microbuz și copiii să nu aibă probleme. Oricum, din informațiile pe care le am, nu sunt probleme, nu mi-a mai ridicat nimeni. Probleme de genul ăsta. Ar fi probleme cu transportul copiilor. Oricum, așteptăm în perioada următoare, până la sfârșitul anului școlar, încă 18 microbuze care ar trebui să ajungă în județul nostru. Și cu aceste 18 aveți aproape... S-ar cam rezolva în mare parte problema transportului copiilor la școală și de la școală acasă. Vor mai fi restructurate? Știu că se tot vorbea la un moment dat despre grădinițe, școli și așa mai departe. Se vor închide, se vor face, se vor... Nu, ne-am... Deci, nu se vorbea la nivelul județului. Era o discuție la nivelul întregii țări. Că... Nu, au fost discuții, au fost probleme. Eu, special în mediul rural, dar tot timpul am stat de vorbă cu directorii de școală, am stat de vorbă cu primarii și am încercat să găsim soluții favorabile copiilor, pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă în Târgu Jiu copilul coboară din bloc, trece și strada merge și merge la școală, deci are condiții foarte bune să studieze, în mediul rural problema nu e chiar atât de simplu de rezolvat. Așa e. Și dacă legea ne dă voie și ne lasă la latitudinea noastră să aprobăm clase unde avem un efectiv mai mare de copii, tot așa legea ne lasă să aprobăm să funcționeze clase cu un efectiv mai mic de copii. Și am încercat la nivelul județului să echilibrez. Am încercat și cred că am și reușit să echilibrez astfel de aceste probleme, astfel încât toți copiii din județul Gorj să aibă acces cât mai ușor la educație. Și am reușit, pot să vă spun, în Tismana, în orașul Tismana, e satul Sohodol, unde se punea problema să rămână o singură clasă. A șasea îndeplinea condițiile să rămână în școala de la Sohodol. Ceilalți trebuiau aduși la Pocruia sau la Tismana, dar am reușit, datorită flexibilității, să oprim și să ținem totuși trei clase la sus, la Sohodol, pentru că, vedeți, e destul de greu să transporti 30 de copii până la Pocruia, în condiții până de iarnă să-i corect. Duci și să... Și atunci am zis că e mai elegant să meargă dascălii la copii, să descurcă și cu transportul, decât să mutăm copiii de acolo. Și așa am încercat peste tot acolo unde populația școlară există și sunt condiții să desfășurăm învățământ. Acum, la grădiniță am avut discuții, dacă nu îndeplinim minim 10 copii, nu avem la grădinița respectivă, am încercat să discutăm cu autoritățile locale, că nu și are rostul, nu putem să ne permitem să plătim acel post dacă nu avem copii. Dar știți că am găsit înțelegere și practic primarii ne-au ajutat să rezolvăm și această problemă venind în întâmpinarea noastră și încercând să ducă cam toată populația școlară către școala din centru sau, mă rog, școala pe care dânșii au ales-o, unde cea mai importantă copiii din au cele mai bune condiții din locația respectivă pentru a învăța carte. Pentru că, vedeți, degeaba îi ținem disipați în mai multe localuri pe care nu le pot întreține așa cum trebuie, nu pot crea nu le pot gestiona bune, cum da, trebuie. Când există și varianta, dar vedeți, hotărârea tot timpul a luat-o comunitatea locală. Ne-am consultat și până la urmă decizia a luat-o Consiliul Local, conducerea școlii, Consiliul de Administrație, pentru că nu se poate altfel. N-am luat decizia noi de la Târgu Jiu să le spunem ce să facă la... O să-mi spuneți imediat după publicitate, care e relația dumneavoastră cu directorii de la școli, de la instituțiile școlare din județ? Pentru că ceea ce îmi spuneți dumneavoastră nu se poate realiza, așa cum spuneați dumneavoastră, de aici și de acolo. Deci bănuiesc că trebuie să existe o relație bună, după publicitate, că din asta trebuie. Da. Revenim imediat după un scurt moment publicitar. Am revenit
în studioul Gorj TV, alături de mine inspectorul general al Inspectoratului Școlar Gorj, domnul Ion Ișvan. Mi-ați rămas dator cu un răspuns. Discutam despre faptul că toate aceste lucruri pe care le spuneați dumneavoastră înainte de publicitate, adică faptul că nu ați închis grădinițe, că nu ați, că ați încercat să comasați, să găsiți o legătură, să găsiți o soluție, au legătură cu factorii de decizie de acolo, din comuna, din satul, din, eu știu, orașul respectiv. Și vă întrebam eu, care este relația dumneavoastră cu directorii școlilor, liceelor din județul Gorj? Pentru că mi se pare că ar trebui să fie una foarte bună. Și cu primarii, de asemenea. Da, să știți că este o relație normală, eu așa o consider, este un respect reciproc, eu respect ceea ce fac dânsi acolo și am încredere că tot ce fac, fac foarte bine și mă vor bucura să aceeași încredere să o aibă și dânsi în ceea ce facem noi la Inspectoratul Școlar. Pentru că altfel e destul de greu să gestionezi sistemul de învățământ. Dar pot să vă spun că întotdeauna relația mea cu primarii, cu dascălii, cu profesorii se bazează pe foarte multă seriozitate. Niciodată nu mi-am permis să mint un director sau să mint un coleg sau să mint un primar. Întotdeauna am vrut să stăm de vorbă și să lămurim lucrurile acolo în momentul respectiv. M-am străduit și mă străduiesc în continuare să nu las loc de interpretări. Probabil că de aia pe unii îi deranjez, dar să știți că majoritatea apreciază aceste lucruri, iar eu le văd din ceea ce fac dânsii, pentru că de doar pe săptămână, cel puțin, două zile pe săptămână, merg în județ, merg în teritoriu și discut și cu colegii pe care îi găsesc la clasă, și cu directorii, și cu conducătorii localităților, cu primarii, cu care am o relație foarte bună. Vă spun sincer, am insistat foarte mult și insist ca directorul de școală să aibă o relație bună, o relație de colaborare cu primarul localității, pentru că altfel vor suferi copiii, nu suferă altcineva. Erau într-un timp discuții, directorii de școli încercau să intre și în politică, să candideze ori la Consiliul Local, ori la primărie și atunci, în momentul în care eu am venit inspector general, au fost de discuții între director și primarul localității. E cu timpul a reușit să rezolvați aceste lucruri pentru că directorul este pus să manageze școala, să rezolve problemele copiilor și aceste lucruri nu le poate face fără primarul localităților. Chiar am avut discuții cu unii dintre colegi care vreau să intre și în politică și le-am spus, dom'le, pleci din director, îți dai demisia, te duci la catedră și atunci poți să faci politică, dar nu poți să pui sub semnul întrebării existența copiilor și condițiile lor de viață din școlile respective, pentru că tu ai o relație mai puțin normală cu primarul localității. Și pot să vă spun că în majoritatea localităților, eu îmi doresc să fie în toate, dar cred că peste 90% este o relație foarte bună între primarul localității și directorul de școală. Am vorbit ceva mai devreme despre microbuzele școlare. Am trecut foarte, foarte repede, am trecut și am uitat să vă întreb dacă, nu mai știu dacă, da, cel puțin cu ceva timp în urmă, erau probleme cu navetele, naveta profesorilor. Mai există astfel de probleme sau s-a Sunt și azi am discutat cu sindicatele, a fost domnul Rada pe la mine astăzi, am discutat, sunt și în atenția guvernului aceste probleme, pentru că vedeți dumneavoastră, salariile nu sunt extraordinar de mari în învățământ și atunci noi trebuie să luăm din cheltuială, adică să profesorii să primească să înapoi banii pe care îi dau pentru navetă. La unele primării găsesc înțelegere, unii nu au banii necesari. Din câte știu eu, cel puțin și îmi spunea domnul Rada astăzi, au discutat la minister și s-ar părea că în anul viitor aceste
acești bani vor fi prinși în buget și nu vor mai fi decontați de comunitățile locale, vor fi decontați direct de inspectorat, de minister prin inspectoratele școlare. Ar fi o variantă, e un lucru bun. Radă. E un lucru foarte bun pentru că, vedeți, nu sunt colegi care cheltuie foarte mulți bani pe naveta către școală. Eu să știți că am încercat și am și reușit în mare parte ca în momentul în care am constatat că sunt colegi care fac naveta și se intersectează în drumul către școală și au dorit să se apropie de domiciliu, am reușit să rezolvăm și aceste probleme. Pentru că, vedeți, erau cheltuieli inutile până la urmă, un coleg să meargă singur în mașină și ceilalți. Nu neapărat, dar, vedeți, Cărbunești, Bălești, nu? Un coleg din Târgu Jiu mergea la Cărbunești, un coleg din Cărbunești mergea la Bălești. Și atunci au vrut și am reușit ca cel din Cărbunești să rămână în Cărbunești, iar cel din Târgu Jiu, dacă a dorit să meargă, la Bălești. În Bălești, nu? Deci, dacă există înțelegere, până la urmă se fac și aceste lucruri. Domnul Radu azi îmi spunea că a ieșit hotărârea de guvern, se lucrează la normele de aplicare a ei ca profesorii să primească în cel mai scurt timp și banii pentru perfecționare. Deci, din fonduri neguvernamentale, proiect demarat pe fonduri europene, fiecare coleg va primi, sper că până la 1 ianuarie, 150-160 de euro pentru perfecționare, pentru a putea să se înscrie la simpozioane, să participe la sesiuni de comunicări științifice sau, mă rog, să facă, să investească în perfecționarea fiecărui dascăl, pentru că, vezi, aceste lucruri au fost obținute odată, le-am avut odată, dar, din păcate, le-am pierdut, dar, vedeți, tot prin înțelegere, sindicate, Ministerul Educației Naționale reușesc să ajungă... Să le aduceți pe făgașul normal. Pe făgașul normal. În regulă. V-aș întreba eu, există în momentul de față unități de învățământ care nu au autorizații sanitare, la care se mai lucrează, încă se fac reparații? Bine, nu că ar fi un lucru rău că se fac reparații. Nu, vedeți, bine ar fi să fie bani să se facă în continuu. Toate. Este al treilea an școlar pe care l-am început în calitate de inspector școlar general. Am avut experiența celor 2 ani precedenți și atunci încă din 15 iunie am demarat și am cerut directorilor să nu meargă în concediu decât dacă este absolut nevoie, să rămână la școală și să pregătească școala pentru deschiderea anului școlar. Să știți, m-am uitat pe situația făcută de comisia care a verificat școlile, comisie mixtă formată din reprezentanții prefecturii, Consiliului Județean, Inspectoratului Școlar și Direcția de Sănătate Publică, numită prin ordin al domnului prefect. Am observat că, raportându-mă la anul trecut, nu vă mai spun la 2012, dar la 2013, că s-au îmbunătățit foarte multe lucruri. Practic, sunt foarte puține clădiri care, în momentul de față, nu au autorizații sanitare de funcționare. Și vedeți, aici a intervenit și înțelegerea dintre directorul școlii și primarul localității, pentru că împreună școala nu are foarte multe fonduri, dar cu înțelegere și de la primărie au reușit să rezolve problemele respective. Practic, erau undeva până în 20 de clădiri care nu îndeplinesc condițiile impuse de colegi de la Direcția de Sănătate Publică. Dar și aici, majoritatea, cum să vă zic, sunt autorizate pentru învățământ primar, dar nu au autorizație pentru învățământ preșcolar. Practic, circuitele trebuie separate, deci, până la urmă, viața este sigură în clădirea respectivă, nu sunt probleme, dar, din punct de vedere juridic, ar fi... În rest, vedeam în situația făcută de dânsii, la 1 septembrie, școlile erau aprovizionate cu material lemnos pentru sezonul rece, se făcuseră revizii la centralele termice, practic procentul dat acolo era între 50 și 100%. Deci, practic, nicio școală, cum să vă zic, dacă mâine vine frigul, școlile sunt pregătite, avem tot ce ne trebuie pentru ca
copiii să nu suferă. V-aș întreba eu, se tot discută despre acele consilii de administrație. Inspectoratul trebuie să le formeze. Aș vrea să-mi spuneți mai multe detalii referitoare la acest lucru. Deci nu, inspectoratul le formează din 2011, de când a apărut legea educației naționale. Sau fiecare școală. Dar fiecare școală are consilii de administrație. E un articol în lege care spune că aceste consilii de administrație funcționează după un regulament aprobat printr-un ordin de ministru. Practic, începând cu 5-6 septembrie, a sosit și acel regulament, pentru că ordonanța 49 din iulie 2014 a readus la normalitate anumite lucruri care erau prinse în legea educației naționale, dar practic nu puteau fi puse în aplicare, și din această toamnă avem și acest regulament de funcționare al consiliilor de administrație din școli. Noi în Consiliul de Administrație la Inspectorat am stabilit conform regulamentului respectiv și numărul de membri din fiecare consiliu de administrație. Cine face parte din acest consiliu? Din acest consiliu fac parte reprezentanții dascălilor, reprezentantul primarului, reprezentanții consiliului local și reprezentanții părinților. Astfel încât inspectoratul nu are reprezentanți. Nu avem, nu are nicio treabă. Nu avem nicio treabă. Școlile practic au conducere proprie, independentă. În același timp și responsabilă de ceea pot ce demite, se întâmplă. Aceste consilii pot demite un director al unei școli? Nu. Deci astea nu fac parte din... Nu pot să-l demită, s-a reglat și acest lucru, directorul dădea pe legislația veche examen pentru ocuparea postului cu Consiliul de Administrație, după aceea în legislația veche avea un președinte numit dintre membrii Consiliului de Administrație, ales pe un an de zile, deci practic directorul trebuia să ducă la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administrație. Era destul de greoi de pus în practică acest lucru. S-a revenit la o formulă consacrată în învățământul preuniversitar românesc. Directorul este și președintele Consiliului de Administrație și practic acum, vedeți dumneavoastră, în legislația veche, primarul nu putea să facă parte din Consiliul de Administrație al unei școli. E normal, până la urmă primarul trebuie să participe la Consiliul de Administrație, să vadă problemele cu care se confruntă școala, pentru că directorul poate până la urmă nu vrea să-i spună, să-l deranjeze, sunt lucruri pe care n-a într-un Consiliul de Administrație discută destul de deschis și atunci primarul își poate bugeta, domnule, trebuie să fac reparațiile cu tare. Corect, până la urmă primarul va trebui să încheie. Care sunt atribuțiile acestui Consiliu de Administrație? Practic acest Consiliu de Administrație gestionează tot ce se are întâmplă un rol administrativ, într-o școală, administrativ și financiar, pentru și că financiar. Unitățile de învățământ au buget propriu, sunt ordonatori terțiari de credite, deci cam tot ce se întâmplă într-o școală, cam tot ce se face într-o școală, trebuie să treacă prin acest Consiliu de Administrație. Mai am două subiecte, mai avem puțin timp până la finalul emisiunii și v-aș întreba așa un punct de vedere personal al dumneavoastră legat de intrarea aceasta la facultate fără examenul ăsta de bacalaureat. Cum vi se pare această? Dar nu se intră la facultate fără examen de bacalaureat. Deci este, na, mă rog, cei răutăcioși au dus acest lucru către către facultăți. Nu poți să fii student în România, să intri, să participi la cursurile unei facultăți din România fără să ai diplomă de bacalaureat. Se vorbește de învățământul post-liceal, practic îi spunem noi, universitățile, vedeți, fiecare, universitățile sunt organizații care se administrează singure în mare măsură. Poți să le spui că funcționează pe principiul societăților comerciale până la un punct și atunci ei au vrut să acopere o breșe care până acum 2-3 ani de zile a fost pe piața învățământului românesc, învățământul post-liceal. Și au înființat colegii pentru învățământul post-liceal. Cei care intră în aceste colegii nu au calitatea de student al facultății respective, dar din ce am văzut la noi aici în Târgu Jiu, sunt foarte puțini care s-au înscris la acel colegiu, pentru că
Vă spun sincer, eu de 2 ani de zile am dezvoltat foarte mult învățământul post-liceal din Târgu Jiu și din județul Gorj, în detrimentul învățământului seral. Am observat că la seral vin foarte rar la școală, nu-și fac cursurile și atunci, am zis, dacă noi îți creăm condiții să vii la școală să înveți carte și tu nu vrei, n-are rost să continuăm în această formulă și am mers pe formula învățământului post-liceal, în special pentru cei care nu au promovat examenul de bacalaureat, pentru că fiind admiși la acest învățământ post-liceal, pot să se pregătească și pentru examenul de bacalaureat din anul următor. Și practic pot să vă spun că am dublat numărul de clase raportându-mă la anul 2012. Deci noi avem unități de învățământ post-liceal la care am organizat concurs unde concurența a fost de 2-3 pe loc. Mai există școlile astea de, cum le zice, cu învățământ, de ești cizmar... de meserii. De meserii, școală de meserii. Nu mai există. Sunt preconizate, adică într-un viitor apropiat vor mai fi asemenea? Noi am reușit și vedeți, nu toți copiii pot să meargă către liceu să învețe carte. Unii poate nici sunt meseriași la croșetat. Nici nu-și doresc să facă așa ceva. E din această toamnă am înființat învățământul profesional după clasa a 8-a. Practic, în momentul de față, ciclul inferior al liceului, adică clasa 9 și a 10-a, pot fi efectuate ori la învățământ liceal, clasa 9 sau și a 10-a, ori la învățământ profesional, clasa 9, a 10-a și a 11-a. După care cei care merg pe învățământ profesional se pot înscrie la ciclul superior al liceului, la învățământ liceal, dar față de cei care merg la liceu, în ciclul inferior, după 3 ani de zile au și o meserie. Practic pot, ar trebui să poată să descurce și să-și asigure traiul de zi cu zi, să-și asigure existența singuri, să nu mai fie o povară pentru familie sau familia să se gândească ce se întâmplă cu el după sau ce pentru societate, termină liceul. Care termină și acum le-am spus și am mediat destul de mult acest aspect. Cei care termină învățământul profesional se pot înscrie în ciclul superior al liceului la zi chiar, în clasa 11 la zi. Dar pot să-și dezvolte o afacere, pot să, în meseria pe care au, să se angajeze la altcineva și pot să-și câștige traiul de zi cu zi. Pot să vă spun că în proporție de 85% am reușit să realizăm planul la învățământul profesional. Pentru noi ne-a bucurat foarte mult acest aspect, pentru că este pentru prima dată după ani de zile în care încercăm să reînființăm învățământul profesional. Nu e rău. O ultimă întrebare. Ne apropiat de finalul emisiunii, îmi spun colegii în cască. Domnule inspector, premierul României a fost prezent, dacă nu mă înșel, la a doua oară sau a treia oară la deschiderea anului școlar în municipiul Târgu Jiu. Care este semnalul pe care l-a dat premierul României prin venirea dumnealui, iată, a treia oară în municipiu și în județul Gorj? Pe mine m-a bucurat și mă bucură foarte mult când domnia sa vine în județ, în Târgu Jiu, pentru că este un om care înțelege foarte bine problemele învățământului românesc și pot să vă spun că a rezolvat o mare parte din problemele cu care ne confruntam în 2012. Practic, domnia sa a reușit să readucă normalitatea în învățământul din România, atât pentru cadre didactice, cât și pentru profesori, asigurând o stabilitate și o continuitate a măsurilor impuse. Pe mine, vă spun sincer, mă bucură încă o dată că domnia sa vine la Gorj și eu cred că rezultatele pe care le-au avut în ultimii 2 ani de zile, chiar în ultimii 3 ani de zile, elevii noștri, copiii din județul nostru, atât la olimpiadele naționale, internaționale, concursurile școlare, cât și la admiterea în universitățile de prestigiu din România, l-au făcut pe domnia sa să fie prezent la deschiderea anului școlar în municipiul Târgu Jiu.
Rezultate, să știți că sunt foarte bune, avem copii care au intrat la universități. Am primit și câteva SMS-uri, să știți, nu le-am dat citire, dar iată, vă mulțumea cineva de la Sohodol pentru școala. Da, vedeți, sunt problemele oamenilor, știa, normalitatea, relația normală foarte și multe corectă mesaje, cu oamenii, nu fac decât să bucure și copiii să vină la școală, pentru că cea mai mare problemă a noastră a fost abandonul școlar. Este foarte important copiii să-i avem la școală, nu în altă parte. Mulțumesc tare mult, domnule inspector. Eu vă doresc multă baftă în activitatea asta. Nu e o activitate simplă. Așa cum spunea și dumneavoastră la începutul emisiunii, ei vor fi cei care îi creșteți astăzi, vor fi viitorul de mâine al țării noastre. Adică pe ei ne vom baza că noi vom avea o anumită vârstă. Corect. Eu sper să avem și sunt convins că avem pe cine să ne bazăm. Vă mulțumesc pentru invitație și oricând, cu mare drag, vin la dumneavoastră, pentru că e foarte important ca cetățenii să afle ce se întâmplă în învățământul din Gorj. Cam atât, domnilor și domnilor, punem punct emisiunii, vin știrile peste noi. Mâine seară ne vom întâlni din nou, probabil într-o dezbatere electorală. A început campania și asta este, va trebui să dăm și noi să demarăm această dezbatere electorală, această campanie electorală. Până una alta, să aveți o seară plăcută, odihniți-vă bine, să fiți sănătoși și apți pentru lucrul mâine. Toate bune, încă o dată o seară plăcută, la revedere!